sunt Eliana Mol, Vel Pitar, Cofetăria de Lisdan, Avon, Clubul de Dans Sportiv La Pasion, Magazinul Recreativ, Frizeria Bricundel, Bebe Rostogol, Asociația Firului Tors, After School Copiii Trenu, Magazinul You and Me Fashion, Spațiul de Joacă Zigzag Kinderman, Cezare, Carole, Luxury, Ava Studio, Osaha, Praxela, Floreria Mara, Edu Fashion, Naturalex, Fantasy Shop, Cramele Recaș, ABM Fashion și de imaginea zânei Adriana este asigurată de către clinica medicală Mulan, coafură Salon de Ramona, machiaj de cor. Jucăriile sunt oferite de Claudia Blec, artist handmade. Vestimentația este oferită de magazinul You and Me Fashion. Sonorizarea evenimentului este asigurată de firma All Time Events și Costela. Pe mine concursului județean, școala mea pe primul loc, ediția 3-a sunt locul 1, 2000 de lei și trofeu, locul 2, 1500 de lei și plachetă, locul 3, 1000 de lei și plachetă. Premiile speciale sunt oferite de Recreativ, Cezare, Zigzag Kinderman, Clubul de Dans La Pasion. Aceste premii vor fi oferite în cadrul galei acestui concurs Gala Profesorilor în luna iunie 2017. Copiii se distrează, oh, 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 yeah, și mănâncă ciocolată. Vorbeam despre premii frumoase și despre copii talentați atunci când vine vorba de folclor. Oare de ce îmi plăcesc atât de mult copiii folclor? Vedeți că ei sunt ușor să danseze, se simt aproape de folclor. Iar pe curând, când eu am mers într-un jur la un festival, credința care este alături de mine, o să las ea să se prezinte, pentru că, vedeți, copiii vorbesc foarte frumos. Ea a câștigat un trofeu, tocmai la folclor. Haideți să vedem cum se numește. Mă numesc Maria Sfântila Maria Sorina, am 9 ani, vin din Cărnești, studiez la Umbreaua Roșului lângă Râșnov, până de 3 ani și o să cânt o melodie populară, cântă cu toată lumea. Eu admir foarte mult de toate aceste lucruri pe care mi le-a zis așa, într-un scurt timp rapid, eu am întrebat-o înainte de a pregăti interviu și a zis că e foarte frumos le-a prezentat pe toate, că tu ai câștigat de curând un trofeu. Când ai câștigat trofeul? Acum o săptămână la festival Artesec. Așa, câștigat un trofeu la festivalul Artesec, un festival deosebit la care eu am fost invitată în juriu și acolo am cunoscut-o și pe Maria și vă sunt cât de frumos cântă și cât de limoasă este. Am zis să o invităm și aici în emisiune. Ai mai câștigat și alte trofee, Maria? Am mai câștigat unul la ECO, unul la un festival, dar nu mai știu cum se numește. E probabil că am câștigat trofeul, da? Am mai câștigat unul la ECO, unul la Banca Sanctului. Și nu are să te fac totalizat. Câte trofee avem acasă? Thank you.
unde ești tu? Din Brașov. Din Brașov ești? Am văzut că este din Zărnești. Am văzut aici că avem, cred, jumătate din Zărnești. Avem aici astăzi, e amor, emisiunea noastră. Am văzut că este din Zărnești. Îți mulțumesc tare mult. Îți doresc să crești mare, sănătoasă și frumoasă. Și să vii și trezi ani aici la emisiune. Mulțumesc mult! Toți copiii se distrează, oh, 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 yeah. Și mănâncă ciocolată. Îi doi oameni pune pe acasă, îi trebuie să le îndrizi, pentru că îi doi există.
Dumneavoastră ce vă spuneți? Și la locul 3 se întâi nu. Și la locul 3 se întâi nu, dar vedeți, asta de la încălășare, da? Știu că după grupa mică va urma grupa mijlocie acolo, da? Da, 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 grupa mijlocie, grupa de astea. Se distrează, oh, 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 yeah. Și mănâncă ciocolată. Invitații mei, alții invitații din emisiune, pentru că ne
Câmpului, profesorii de la Câmpul, instructorii și evidentul pe care o demonstrație frumoasă pe care copiii ne-au pregătit-o. Bună ziua și bine ați venit! Să rămână mulțumim pentru invitație. Cum îl numi? Petre Lucian este numele meu. Director al Câmpului și Sfântul Brașovia, vorbim despre un club sportiv și o fete educațională a lecției în anul acesta 2016-2017. Și de asemenea, apoi aș vrea să vă întreb dacă mai vin copiii de la sport se mai întreabă. Să începem ce vorbim. Deci, CSS Brașovia a fost și cu siguranță este și la ora actuală cel mai mare club sportiv școlar din tot județul Brașov. Și la număr de elevi și la număr de profesori, toți profesori calificați, au terminat absolut toți Institutul de Educație Fizică sau după caz Academia, sunt profesori care și-au luat gradele didactice, titulari, învățăm cam despre asta. După caz, mă rog, sau după program
Brașovia. Veți găsi aici cursuri și este de ce m-am întrebat dacă se plătește, pentru că pentru părinți acesta este un aspect foarte, foarte important. Dacă îmi permiteți, eu vreau să reamintesc de la asta, sau să puntez, pentru că foarte bine ați spus dumneavoastră, este un grup unde nu se plătește la nici o secție. De regulă știți foarte bine, dragi părinți, că sunt foarte multe cluburi în Brașov pentru care fac insuflet și taxe. Sunt cluburi particulare, sunt de admirat și ei jos-o pălăria, pentru că e un business country și mare lucru în momentul în care vine cineva către tine, ca părinte, și tot să zic o ofertă, este, sunt de admirat acești oameni, eu nu spun că nu merge să te iei, dar vreau să le fac. E foarte agradabil, pentru că cred că și-a avut o provocare foarte bună. Veniți la noi pe Cărban și va mai mult aș menționa eu faptul că aveți și foarte multe rezultate frumoase. Și o să mai povestim, o să vă limit cu drag și în alte emisiune să vină despre rezultatele dumneavoastră, mai exact ale copiilor și astăzi avem o postră din ceea ce fac copiii. O luăm alături de mine pe Ioana Metrea. Haideți să o aplaudăm pe Ioana. De asemenea, să-l aplaudă și pe domnul director pentru toate informațiile. Ioana este alături de mine, în primul și primul rând, noi am început de curând să colaborăm pentru un program sportiv pentru copii de gimnastică și de asemenea este profesor de la CSS Brașov. Dar secția de gimnastică are 4 profesori în componență. Eu sunt cea care trăia copiii de la vârstă mică. Îi pregătesc 2-3 ani de zile, după care eu am mai departe spre grupele de performanță. Așa că, dacă aveți copii așa mulți, care pe la 5-6 ani nu apoi trei avem, îi aștept cu drag la o preselecție. Cine este interesat de gimnastică, însă, pe lângă faptul că ei te găsesc aici la NU, te găsesc și la BPO Sobolta. Este o altă latura activității tale, o latura de sucă. Dacă vă rog, este un lucru mai rău pentru mine, am văzut altă pe fița mea și este de fapt un program de gimnastică adaptat bebelușilor. E mai mult o gimnastică neurosensorială prin care eu urmăresc ca fiecare copil să-și atingă potențialul maxim. Ei vin împreună cu micile, participă de la 3 luni până la 3 ani jumate, după care băieții sunt majoritatea care devin în crea gimnastică artistică de performanță. E un lucru foarte bun pentru că acești copii deja fac și încearcă să poată să facă elemente pe care ar copii în urmă pe avârstă de 7-8 ani. Eu am văzut prin interviul Facebook-ului că deja e și foarte folosită și foarte căutată, foarte multe bunici știu de tine și deja ești apreciată. De aceea mi-am dorit să scrii două vorbe și trebuie să repede vă să vor, prin ideea în care doresc să vină la tine. Mă gândesc la Facebook, sau pe site, am știut că www.vorbul.ro. Ideea este să vină micile cât mai repede, și cum pot să trăi în poate, cum pot să vină la mine. Și de ce asta? Pentru că foarte mulți copii în limbiților de astăzi își pierd o parte de la orice. Adică foarte mulți copii își pierd mai mare maturare. Ceea ce din punct de vedere al organizării neurologice a creierului este un deficit. De aceea, când trebuie mă pun din câteva indicații că ai de citit, copiii pot să fie așteptat cu mod și ușor acasă. Toți copiii se distrează, oh, 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 yeah, și mănâncă ciocolată.